Formația antrenată de Adrian Chiruț și Iulian Andrei a început turneul cu o înfrângere, scor 28-34 în fața celor de la Poli Timișoara. Pentru suceveni a urmat un nou eșec, partida contra echipei Minaur Baia Mare, încheiindu-se cu scorul de 42-30 în favoarea gazdelor. Ultimul meci disputat în Maramureș a adus și singura victorie pentru universitari. CSU Suceava s-a impus în fața formației Putaisa Turda cu scorul de 31-28. Poli Timișoara nu s-a mai prezentat la ultimul meci din cauza că mai mulți componenți ai echipei au acuzat o enterocolită virală, astfel că gazdele de la Minaur Baia Mare au încheiat turneul pe primul loc, în timp ce sucevenii s-au clasat pe poziția secundă. CSU Suceava continuă seria meciurilor amicale la sfârșitul acestei săptămâni, când va participa la Cupa Municipiului Bacău, alături de CSM Bacău, CSM Reșița și HC Buzău. Handbaliștii suceveni vor debuta în ediția 2018-2019 a Ligii Zimbilor pe data de 5 septembrie, atunci când vor primi vizita formației CSM București.